Mi-am spus de mai multe ori să nu mai vorbesc despre Plahotniuc. Cât se poate. Orice subiect ai abordat, te pomenește rostind acest nume odios. Dar ce să-i faci dacă omul asta vrea, să fie în centrul atenției, chiar dacă oficial nu este în centrul atenției? Iată acum chestia asta cu televiziunile. După ce a intrat în vigoare norma legală de a face publice numele stăpânilor reali ai posturilor TV, Plahotniuc a declarat că deține 4 licențe TV și 3 radio. Stop! Legea spune că ai voie să deții doar 5 licențe, nu 7, ca în cazul mafiotului nostru. Ei bine, din acest moment începe slalomul argumentelor. Actualul șef al CCA spune că legea nu este încălcată, iar fostul șef al CCA, Marian Pocaznoi, sare în ajutorul actualului, putea fi oare altfel. Pocaznoi explică astfel. Plahotniuc a fondat 2 instituții, una cu TV, alta cu radio. În felul acesta există 2 radiodifuzori. Unul are 4 licențe, altul 3. Legea nu este încălcată. Scurt, clar și cuprinzător. Bine, bine, dar în esență, deține sau nu deține Plahotniuc 7 licențe, în timp ce are voie doar la 5? Deține, dar legea nu este încălcată. Ar fi fost mai ușor de înțeles bazaconia asta dacă ar fi fost vorba de 2 persoane total diferite. De exemplu, Plahotniuc și Ulinici. Dar așa? Bine. Nu avem de gând să polemizăm cu chichițele de ordin juridic inventate de juriștii banditului numărul 1. Vom constata doar că Plahotniuc continuă să-și bată joc de lege și de oamenii din această așa zisă țară. Faptul că Plahotniuc a concentrat în mâinile lui atâtea resurse media, nu mai vorbim aici de zecele de site-uri și de puzderea de blogherași, demonstrează încă o dată adevărul că acest tip a capturat cele mai importante instituții din stat. Putem sta calmi. Consiliul Concurenții nu se va seseza în acest caz. Consiliul Coordonator al Audiovizualului deja a spus că totul e ok cu cele 7 licențe ale lui Plahotniuc. Ce mai rămâne? Procurorul Gurin? Hai să fim serioși. Și totuși ar fi ceva. Am impresia că impertinența asta cu 7 licențe ar putea fi ultima picătură în paharul răbdării. Așadar, de azi începem să instrumentăm dosarul penal al cetățeanului Plahotniuc Vladimir. Domnule procuror general, vă somăm public să investigați împrejurările în care au fost cumpărate cele 4 posturi TV. Cum a intrat în posesia lui Plahotniuc postul Prime, care aparținea lui Kiril Lucinski? Cu ce sumă a fost cumpărată publica TV? Asta ținând cont de faptul că în cei 5 ani de activitate, domnul Vântu, dar și succesorii lui, au investit peste 20 de milioane de euro în această televiziune. De unde are Plahotniuc acești bani? Și dacă în declarațiile lui de avere nu se regăsesc aceste sume, putem presupune că la mijloc ar putea fi vorba de bani criminali? Domnule Donciu, șef la integritate, vă somăm public să investigați următorul caz. Plahotniuc deținea aceste posturi cu mult înainte de a le declara oficial, dar în timp ce a fost deputat, nu le-a trecut în declarația de avere. Câți ani de pușcărie prevede legea pentru această crimă? Domnule Donciu, vă mai somăm să trimiteți în Elveția o adresă prin care să solicitați informații făcute publice cu referire la vila lui Plahotniuc aflată pe malul lacului Geneva. Dânsul a fost văzut acolo în compania unei prezentatoare de la Prime TV. Nu ne interesează prezentatoarele de la Prime. Vrem să știm de ce Plahotniuc n-a trecut vila în declarația lui de avere. Pentru această crimă, ce pedeapsă prevede legislația?
Ne oprim deocamdată aici, dar vă asigurăm că în viitor vom continua să aducem probe în dosarul mafiotului Plahotniuc. Începe procesul public în cazul unui criminal de drept comun și nimic nu mai poate opri condamnarea lui la ani grei de pușcărie. Astăzi vom discuta pe marginea unui subiect extrem de interesant pentru mine. Vom avea un fel de club al presiei, am invitat colegii mei, ziariști, vă prezint chiar acum, Ion Târguțe, directorul MIR TV, Vitalie Călugăreanu, Deutsche Welle, Valeriu Săhărneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova și colegul Constantin Chianu, Jurnal TV. Așadar, aș vrea să discutăm astăzi despre presă, despre situația presei, să încercăm să spunem tot ce credem și tot ce știm, să vorbim, știți că acum este un clișeu, cu subiect și predicat, cu nume și prenume. Dacă aveți cumva întrebări pentru mine, sunt gata să răspund atâta cât știu. Și să demarăm. Vorbeam cu, cred că cu Vitalie Călugăreanu la o emisiune în prima parte și tot spuneam că ar fi bine să discutăm despre ce se întâmplă în presă, mai ales pe fundalul ultimelor evenimente cu televiziunile unde au apărut la iveală. Ei n-au apărut la iveală, nu știam de fapt cine sunt beneficiarii reali. Iată o întrebare pe care aș vrea să vă pun și să încercăm din punctul meu de vedere. Noi n-am avut o asemenea situație jenantă în presa noastră în ultimii 25 de ani ca acum. Să vă dau un exemplu. Până vă dau exemplu, asta mi-aduce aminte de invenția asta rușilor de război hibrid, unde au intrat pe teritoriul Ucrainei. De fapt, se duce război, dar e tare ciudat. Trupii nu sunt, Rusia n-a declarat război Ucrainei, militari parcă sunt, dar nu sunt, sunt omuleți verzi. Iată așa o chestie. De ce zic? În presa noastră, de ceva vreme, este vehiculat un procedeu. Scrie un blogger. Cine e blogger? Scrie un băiat, scrie. De obicei, asta este plătit. Asta se întâmplă în presa lui Plahotniuc. Dacă știți cumva cazuri, dacă se întâmplă la alte televiziuni, inclusiv la Jurnal, vorbim. Deci scrie el o minciună sfruntată. În general o calomnie la adresa cuiva, adresa oponenților lui Plahotniuc. După care această calomnie este preluată de un site. În momentul în care apare pe site, cei de la televiziunile lui, deci ei nu inventează nimic, ei preiau această știre, după cum spune site-ul Moldova 24, par exemplu, care e una dintre vuvuzelele lui Plahotniuc, și îi dă bătaie. Culmea este, după ce această știre este dată la Jurnalul de Știri, seara la dezbateri, la emisiune, la talk show-urile, dezbateri, se începe o dezbatere foarte serioasă pe marginea acestei calomnii. Bun, ce credeți despre asta? De unde vine? Când a apărut? Și dacă putem cumva să oprim această practică absolut infectă? Vitalie Călugăreanu. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu văd în momentul ăsta o pârghie reală de a opri aceste fenomene. De simplu motiv că noi nu avem un sindicat în măsură să formuleze niște principii în baza cărora jurnaliștii să activeze pe de o parte, pe de altă parte să existe un mecanism de sancționare a jurnaliștilor care încalcă deontologia. Vitalie, înțeleg, dar poți să-mi explici ce se întâmplă cu ziariștii? Bun, nu avem, nu putem să-i sancționăm, chiar nu văd cum. Dar ce se întâmplă cu ziariștii care el știe, abiniție o știe, că va scrie o potlogărie de felul ăsta? Ce se întâmplă cu ei? De ce suntem deraiat? Noi suntem diferiți, domnul Botnaru. Noi suntem toți jurnaliști foarte diferiți. În breasla pe care și-a crescut-o el,
au rămas să activeze oameni loiali, oameni care nu se mai împotrivesc. Eu cunosc mulți oameni care au plecat din grupul lor și au plecat tocmai pentru că s-au săturat să pupe papucii cuiva. Și au dat seama că ceea ce fac ei este umilitor pentru ei, în primul rând. Acum că au rămas destul de mulți, din păcate, jurnaliști care, mă rog, jurnaliști, portavoci ale acestui individ care încearcă să seară de seară să acredite tot felul de minciuni. Da. Cum să ne încheiem? Încă o dată, tot ca să fie clar, nu pretind de la alți colegi ziariști care lucrează la alte posturi de televiziune să, cum să zic, să spună ceea ce nu cred ei. Presupun că mulți dintre ei chiar cred în ceea ce spun. Astea sunt convingerile fiecărui dintre noi, nimeni nu ne le poate lua. Noi, fiecare dintre noi, credem și pledăm pentru un anumit set de valori. Asta fac eu, nu știu, cred că fiecare dintre noi face, s-ar putea să greșim. Problema este alta. De ce fabrica minciunii a căpătat aceste proporții monstruoase? Și ce se întâmplă cu omul care consumă zilnic aceste știri nocive? Tu spuneai adineaur că asta ar fi o practică relativ nouă sau o situație oricum nouă pentru noi. Dar eu mi-am amintit, noi cu tine suntem și cu Valeriu așa mai vechi oarecum și eu mi-amintesc foarte bine de perioada comunismului, când existau niște jurnaliști care noi știam că sunt buni, integri, că mai pe locuri mai mint, mai nu știu ce, și existau niște jurnaliști, așa zis jurnaliști, care trebuiau să distrugă oameni și ăștia îndeplineau atunci misiuni de la CC sau de la, chiar de la KGB. Și atunci, vă zic că un articol de ăsta era egal cu, de fapt, anularea omului, se termina totul cu el. Cariera lui, da, viața exact. Lui. Uite că această practică și această mentalitate, acest tip de jurnalism a supraviețuit, uite, prin toată tranziția noastră, a căpătat noi conotații. Eu mă uit cum găsesc în tineretul de astăzi, cei care se lansează în jurnalistică, trăsături venite de acolo, din anii 70-80, e exact același tipar. Acum eu înțeleg că noi suntem într-o, vă zic, perioadă de tranziții. Poate era bine să se întâmple mai demult cum s-a întâmplat la români, să zicem, sau în țările baltice, în anii 90. Au trecut toți prin această boală a tranziție cu tot felul de moguli, baroni de presă și așa mai departe. În locuri asta a avut un efect mai teribil, în altele a fost mai moale, dar s-a trecut și s-a ajunge încet, încet la o situație normală. La noi, nu știu cum se întâmplă că toate procesele astea sunt parcă întinse în mod artificial și am ajuns acum, iată, la această monstruozitate care trebuia, eu zic, să se întâmple mai demult. Acum n-avem ce face. Uite, încetişor, să fim conștienți. Noi acum, eu cred că anul ăsta, în ultimii ani, am înțeles mai bine ca niciodată ce-i cu noi ca și popor moldovenii de aici. Am înțeles ce-i cu politicienii noștri, ce-i cu jurnalismul nostru. Eu cred că am atins un anumit grad de maturitate și de profesionalism. Deși, pe de altă parte, profesionalismul nostru are atâta de suferit că noi cu tine repetăm de 4-5 ani ce spuneai tu acum în editorial cu publica și toată televiziunea lui Plahotniuc. Te gândești cât jurnaliști la noi în fiecare zi publică, ori o televiziune, ori un ziar, un articol foarte bun în care în aceeași zi trebuie să-i spună cătușele pe mâini unui demnitar. Toate astea nu se întâmplă nimic și noi suntem condamnați să repetăm la nesfârșit unul și aceleași lucruri. Eu zic că este un proces firesc al acumulării, al maturizării și al trecerii unor etape obligatorii de la perioada asta, când totul era statului și
totul a început să fie furat de niște tipi de privatizat, de toate regulile, s-a terminat comunismul, nu a venit capitalismul și e starea asta de haos și asta aici, în asta noi suntem, cândva o să ne aducem aminte ca de uite, a putut chiar să întâmple așa ceva? Da. Eu cred că ar trebui să începem să-i tragem de mânecă și pe profesorii noștri de la universități, de la facultățile de jurnalism. Să întrebăm cam ce îi învață pe acești tineri care vin de acolo, pentru că în mare parte cei care acceptă salarii bune, dar să calce peste deontologia profesională a jurnalistului, sunt jurnaliști tineri. Și eu încep să-mi pun întrebări. Ce se întâmplă în facultățile noastre de jurnalism, dacă într-adevăr acolo se cresc jurnaliști? Valeriu Severneanu, pornesc de la ceea ce a spus Constantin, că orice noi putem să scriem și dezvăluiri se fac foarte multe, nu urmează nicio reacție din partea organelor abilitate ale statului, nu e așa. Dacă ne amintim bine, exact același lucru s-a întâmplat în timpul celor 8 ani de guvernare comunistă a lui Voronin. Toate dezvăluirile, nu, atunci erau în reacție, fiindcă orice material de investigație, orice dezvăluire se solda cu un proces de judecată. Era foarte simplu. Acum nici asta măcar nu. Puteți să spuneți, nu existați. Pur și simplu nu existați. Întrebarea mea a fost, țin minte, pe timpul lui Voronin, noi ne indignam cu toții de existența acestui post NIT, care era un post de propagandă și o fabrică de minciuni. Iată, într-adevăr, s-ar putea să greșesc acolo. Exact asta se facea. Ei bine, acum mass media lui Plahotniuc a preluat, de fapt, procedeile de propagandă voronistă. Ne amintim, Voronin a venit la putere după o perioadă de tranziție din 1991 până în 99-2000, când jurnalismul nostru era într-o perioadă de creștere. Atunci, imediat după Uniunea Sovietică, noi am înțeles, jurnaliștii, trebuie să facem jurnalism democratic, da, corect, în conformitate cu niște reguli deontologice. Jurnaliștii și-au asumat responsabilitatea, au construit chiar anumite instituții de presă și încercau să le gestioneze, să le facă în conformitate cu aceste reguli. Noi eram foarte aproape și aveam un dialog foarte strâns cu colegii noștri de la Bruxelles, Federația Internațională a Jurnaliștilor. Consiliul Europei avea programe de training-uri, de seminarii aici în Republica Moldova. Noi am luat-o drept serios și am zis că punem fundamentul unei bresle sănătoase. Voronin a intrat exact în pâine atunci când lucrul ăsta s-a întâmplat. El nu a reușit de la bun început chiar să deterioreze, să aducă daune breste noastre, decât a încercat pe parcurs, ții minte, cu Uniunea Jurnaliștilor facea două paralele, de alternativă, Uniunea Scriitorilor și așa mai departe. A încercat, nu i-a reușit. Acum, generația asta nouă, de după 2009, au venit sub acoperirea europenismului, da? Și sigur că ei trebuiau să arate frumos sub această lozincă, slogan, guvernare pro-europeană, dar în gând ei aveau altceva. În gând aveau să captureze statul, să se îmbuibeze cât mai mult, să controleze toate domeniile, inclusiv justiția, inclusiv mass media. Cum să o facă? Așa cum face un agresor, cum a făcut-o Rusia, de pildă, în privința Ucrainei. Da, ei trebuia Crimeea, ei trebuia Donbasul, dar nu era frumos pe față să te bagi cu tancurile acolo. Au angajat oameni, soldăței verzi, la noi în meserie au angajat ăștia cubanul care îl furau. Au angajat blogeri, jurnaliști, nu sunt jurnaliști, propagandiști sub acoperire de jurnaliști și au pornit să acapareze statul. Despre lucru făcut deja, despre care noi vorbim de ani de zile, despre această guvernare. Ei au capturat statul și au intrat în meseria noastră din interior, ca să o deterioreze,
să o compromite și să ajungă la rezultatul care și l-au dorit. Acum, breasla nu există, practic, bine organizată, pentru că dacă vă spun poveste întreagă, cum s-a lucrat împotriva Uniunii Jurnaliștilor. Noi am rezistat pe timpul lui Voronin. Și fără bani, și fără surse. Extrem de greu, dar era foarte simplu. Înțelegeri, totul noi știam, de fapt, cu cine avem de-a face. Dacă ții minte, în 2009, noastră, înainte de alegeri parlamentare, care au avut loc la 5 aprilie, noi am avut o conferință de presă cu Constantin Tănase, Dumnezeu să-l ierte, cu Bogatu, cu alți jurnaliști, care am spus că noi suntem jurnaliști echidistanți, dar văzând ce face guvernarea asta Voronin, noi vom lua partea și vom susține partidele democratice să vină la putere. Pentru că democrația, noi vrem democrație, vrem corectitudine, vrem echitate și așa mai departe. Și am susținut guvernarea asta. Bun. Ei când au venit la putere, nu s-au ținut de cuvânt, pentru că nu au făcut o reformă, din contră, au venit să compromită și să facă breasla noastră cât mai slabă, pentru o avea ca instrument de manipulare. Da, eu întârguță, dacă ai ceva la acest subiect. Da. Ana Blandiana spunea zilele trecute la Cluj un lucru extrem de interesant cu referință la refugiați, dar se pretează exact pe subiectul nostru. Deci nu să spunea în felul următor. În societatea europeană, religia a fost substituită cu absolutismul drepturilor omului. Problema este că noi, pornind de la ideea că drepturile fundamentale ale omului trebuie respectate, inclusiv dreptul la libera exprimare și dreptul la informație, în toată Europa, în general, dar și în lume, internetul nu este reglementat și nimeni nu știe cum să-l reglementeze, pentru că se consideră că este un spațiu liber unde toată lumea are dreptul să se exprime. Acum, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră că în spațiul ăsta liber operează jurnaliști. Acești blogeri nu sunt de profesie jurnaliști. Sunt oameni care fac o jurnalistică paralelă în Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă este că acest mesaj de tip trolling, care este dezvoltat de acești oameni pseudo-jurnaliști, ajunge foarte ușor în media clasică. Cum spunea domnul Butnaru, ea este preluată prin intermediul site-urilor, aparent profesioniste sau profesionale, după care ele vin în mediul clasic pur. Televiziuni, radio, ziare și așa mai departe. Ceea ce nu avem noi este discernământul acesta sau sita prin care această informație să treacă dintr-o parte în alta. Și aici probabil este problema profesională, strict profesională sau a editorilor, dacă vreți, pentru că acești oameni nu știu să facă discernământul între falsuri, fake-uri și informația pură. Nu știu sau nu vor să știu? Sau nu vor. Dar nimeni nu i-a numit jurnaliști, Ioan, nu e... Sunt propagandiști sau sunt... Nici măcar propagandiști nu sunt. Sunt oameni veniți cu totul de pe iurea care nu au absolut nimic cu profesia noastră. Eu trebuie să spun dar asta, lucrăm sub acoperire. Dar nu mă o precizare. Eu mă gândesc că la un singur... Eu sunt un neofit în general în circulația asta acum, dar circul pe net. Descoper cu mare plăcere anumite texte scris de cetățeni, nu știu cine sunt, cetățeni uniforți, ziariști. Ăștia sunt oameni care pur și simplu se exprimă din propria lor plăcere. Și scriu texte despre viață, despre deminențele pe care le trăiește. Ion Bradu scrie despre vișnul lui de fiecare dată. Niște texte, chiar sunt de admirat aceste texte. Ele strezesc doar reacții pozitive, cum s-ar corect spune. Și oamenii ăștia fac parte din pseudo-jurnaliști, nu? Pentru că omul ăsta pur și simplu vrea să comunice cu lumea și nu are o altă platformă. Internetul îi oferă această posibilitate de a se exprima. Și pseudo-literatură se face în cazul ăsta. Corect. Da. Dar noi avem de face cu niște oameni care nu fac altceva decât să creeze o agendă falsă și să deturneze în general viața politică din Moldova. Și prin intermediul acestor oameni se ajunge în media clasică, iar aceste mesaje sunt propagate și oferite publicului. Problema e că chestia asta se face concertat. Există un singur centru de comandă, de unde vin toate ideile de așa zise articole apărute pe aceste bloguri. Și lanțul care urmează după asta este dirijat foarte abil de cineva.
Asta cred că ar trebui să ne deranjeze. Noi, eu vreau să văd bil că se vede așa de bine cum, de unde și cum noi pornesc. Vedem, domnul, eu vreau să văd o reacție invers. Omul simplu asta nu vede. El reacționează inconștient la lucrurile pe care le vede. Eu vreau să vă dau o reacție inversă. Deci imaginați-vă cu un jurnalist dintr-o redacție onestă, să zicem, da? Omul nu se încadrează, sau cel puțin ceea ce ar vrea el să exprime, nu se încadrează în politica editorială a acestui ziar. Merge într-acest spațiu liber care se numește internetul și se exprimă felul în care dânsul crede. Acest mesaj nu este preluat invers. Deci redacția nu-i mai preia materialul lui ca să-l publice. Deci ăsta nu există filtru. Pentru că oamenii ăștia care se exprimă acolo o fac ca și persoane fizice. Da, el, omul, vrea să se exprime într-un fel anume. Dacă are un anumit public care vrea să-l asculte și să-l înțeleagă, este altceva. Dar este un cerc închis de oameni. Ceea ce face media clasică este ca aceste mesaje să le propage. Da, ai spus că ăștia nu sunt jurnaliști, sunt altceva. Problema este că în continuare acestor nejurnaliști vin niște televiziuni nejurnaliste care seamănă foarte mult nu cu niște instituții media, dar seamănă foarte mult cu acești troli aici, și cu acești propagandiști, aici intervine, zile cum vrei. Deci aici intervine o altă problemă. O 70% din mass media noastră care nu e mass media. Categoric este de acord, altceva. Categoric de acord cu dumneavoastră, da. Ceea ce nu s-a întâmplat în Republica Moldova este ca instituțiile media să apară ca și nevoie de business. Asta este grăuntele, pentru că dacă acești oameni ar face bani din profesia asta, din activitatea asta economică, oamenii ăștia s-ar îngriji foarte mult de marfa care o produc. Iar marfa care o produc este informația. Dacă această informație, dacă această marfă este alterată și nu există consumator pentru ele, omul ăsta care investește știe că pierde bani dacă nu are un produs de calitate, dânsul nu va risca, indiferent care vor fi riscurile politice, să ajungă la manipulare. Stai, dar tu consideri că nu este rentabilă. Plahotniuc, eu cred că consideră rentabile televiziunile lui pentru că i-au ajutat să facă ce a vrut el să facă. El controlează piața, problema de publicitate. Problema este că chiar sunt rentabile. Da. Chiar sunt unii. Prime-ul este rentabil. I-a menținut la putere, l-a ajutat să fure, l-a ajutat în toate astea. Deci pentru noi sunt păguboase, pentru el sunt rentabile. Și acum în dezvoltarea subiectului, dacă vreți. Deci 72% din piața de televiziune revine Casa Media, da? Care alimentează... Da, care alimentează aceste posturi de televiziune. După adică care este o agenție de publicitate care îi aparține lui Plahotniuc. După care o parte din piață merge la TV7, o parte o ia ProTV-ul și o parte o ia Moldova 1. Astea sunt mari jucători de pe piața mediatică de la noi. Întrebarea este, nu știu ce cotă de piață aveți dumneavoastră, dar întrebarea este, noi avem o puzderie de operatori de radio și televiziune. Din ce bani trăiesc acești oameni? Asta este întrebarea. Cine le-a creat și pentru ce? Dacă oamenii ăștia nu au interes de business, nu încasează venituri, de ce acești oameni mai există în general pe piață? Da, oamenii instituția, în vedere. În spatele lor întotdeauna stă un investitor care înseamnă până la urmă o persoană sau două. Eu spun că televiziunile locale sau instituțiile locale sunt rentabile. Pentru că putem vorbi de televiziuni la Căușeni, la Soroca, la Florești, chiar la Rezina, care sunt rentare, așa mici cum sunt ele, pentru că sunt chiar mici. Asta pentru că lucrează personal. Asta pentru că lucrează pe content retransmis. Dar este vorba de televiziunile cu acoperire națională, care contează mult în ceea ce privește opinia publică, cum este alimentată opinia publică. Și aici, iată, între banul făcut necinstit și se construiește acest conveier pe etape, apare un pseudo-jurnalist sau un intrus în profesia noastră care lansează o minciună, da? O preia pe altă scară, o preia o instituție mai serioasă, cum ar fi Prime, cum ar fi Publica și așa mai departe. Și numai nu cuvântul serioasă. mai serioasă ca putere de acoperire, vreau să spun. Da? Dumneavoastră a spus un lucru foarte interesant. Breasla noastră jurnalistică a ajuns într-o situație extrem de grea din cauza asta. Păi noi acum trebuie să gândim niște instrumente care să ne poată debarasa de acești oameni absolut întâmplător în profesie. Și eu am zis de multe ori și dacă vreți chiar insist, noi avem nevoie de o licență de liberă practică în jurnalist.
în jurnalism. Dacă un om nu știe să profeseze onest, el trebuie exclus din această profesie. Asta mă refeream când și Vitale a zis, avem nevoie de un sindicat. Așa. Un sindicat sau o altă instituție profesională care la un moment dat să spună omul ăsta nu poate profesa, pentru că un medic în momentul în care este învinuit de malpraxis, ori este băgat la pușcărie, ori se retrage licența de liberă practică. Exact același lucru se întâmplă cu avocații. Există o groază de alte lucruri, de domenii licențiate în această țară. De ce această profesie, dacă se transformă în una social periculoasă, nu ar trebui să existe și anumite interdicții? Eu am dat exemplu pe care o să-l invoc și aici și la forumul presei care s-a desfășurat ceva mai înainte. Și am dat exemplu Germaniei. În Germania există un sindicat care eliberează licențe. Nu licențe, dar legitimații de presă jurnaliștilor. Atunci când vine jurnalistul să obțină această legitimație de presă, vine împreună cu angajatorul lui. Apare în fața acestui juriu care îi analizează background-ul de jurnalist. Șeful lui vine și pledează cauza și spune, îi garantează că va fi un jurnalist bun, obține această licență și tot acest juriu, care este din profesori notorii pe segmentul dat, au dreptul, în cazul în care jurnalistul a clacat, a încălcat deontologia, să retragă această legitimație de presă. Eu cred că este un exemplu pe care ar trebui să-l introducem în Republica Moldova. Deși raportat la realitățile noastre, asta parcă ar fi un caz de pe Marte, știi? Și nu, este în toată Europa. În Franța, de exemplu, această licență, legitimație, ea are în vedere și cuantumul de salariu al jurnalistului. Categoria lui, cu cât este mai mare categoria, cât mai jurnalist mai cotat este și are o biografie sau un CV care confirmă profesionalismul lui, el ajunge la un salariu și oricine este foarte bucuros să-l aibă în instituția lui. Pentru acest jurnalist se luptă. Iar cel care arată tocmai performanțe, da, în minus, îi se retrage și licență. Acest sindicat trebuie ori creat, ori luați această misiune ca Uniunea Jurnaliștilor și haideți să facem ordine în breasla asta noastră. Că eu vreau să spun că am plecat în politica nu pentru acest scop, dar am dat peste oameni care nu se țin de cuvânt. Întorceți-o din politică exact pentru scopul ăsta. Veți cumva că acest sindicat sau acest model ar putea să funcționeze în raport cu televiziunile, cu asta, cu oricine, la Hotniuc? Cu oricine. Normal, dacă asta ar trebui să fie adoptate probabil niște legi în Parlament pentru ca să fie luată în calcul. Corect. Ar trebui, bun, nu o să treacă în Parlamentul ăsta, bănuiesc că nu o să treacă, dar o să treacă, poate a dat Dumnezeu măcar în celălalt. Oricum, există o putere a Breslei. Noi am avut exemple pe parcursul anilor 2000, da, dacă țineți minte, redactorul șef de la Moldova Suverană a publicat o calomnie despre faptul că România, peste capul Republicii Moldova, face înțelegere cu Rusia ca să negocieze Republica Moldova și lucrul ăsta a făcut cu semnătura redactorului șef. Nu mai este în viață, dar Comisia de Etică a Uniunii Jurnaliștilor s-a convocat și i-a retras carnetul de membru a Uniunii Jurnaliștilor. Puterea n-a avut ce face. Până la urmă, acest redactor șef a fost concediat. Adevărat că după asta a plecat la Tiraspol și a făcut acolo meserii. Dar este o influență și trebuie să fim da, bun, dar toți nu pot pleca la Tiraspol până la urmă. Mai sunt rămân dator lui Ion Târguță, cu o replică cel puțin, în ceea ce privește cota de piață a Jurnal TV. Nu aventurez să dau cifre și nici nu ar fi corect, fiindcă Jurnal TV nu este măsurat de EGB. Știți bine, noi avem un organism, un măsuratoriu, EGB-ul. De asta și v-am întrebat. Jurnal TV a ieșit de acolo, fiindcă această structură este controlată de Plahotniuc și audiențele sunt trucate. Cât privește cota de audiență, puteți judeca la modul pragmatic, urmărind spațiul de publicitate afectat în orele de publicitate la Jurnal TV, ca să vă dați seama care este audiența. Acum, despre business, că nu este privită ca business.
Cred că foarte mulți proprietari posturilor TV, în special, nici nu pot să facă lucrul ăsta, constatând cu disperare că nu există condiții egale de a face un business. În momentul în care tu te duci la un alt organism, CCA, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care scot în mod regulat pe piață, la vânzare, să zic așa, frecvențe cu acoperire națională, regională, destul de largă. Jurnal TV a participat, nu știu, de 12 ori, cred că cel puțin a încercat să obțină, măcar una, cea mai mică. Niciodată nimic. Toate au fost date cui? Canal 3, Canal 2, Publica. Că numai Prime-ul, adică primul canal, avea acoperirea aia strategică. Da. Iată, noi vorbim despre momentul în care... mie îmi pare că noi, ca să fie clar și cei care ne urmăresc acum, noi acum discutăm nu doar despre situația presei. În acest segment al vieții noastre se reflectă celelalte părți importante. Așa stăm și în alte domenii. Nu există echitate, nu există condiții egale, cineva. Hai să nu mai spunem cineva, să nu mai spunem cineva, spunem pe nume. Plahotniuc a pus mâna pe acest segment extrem de important, presa, și nu văd cum în aceste condiții cineva să poată concura cu el. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră și am să spun de ce. În primul rând, articolul 66 a codului audiovizualului nu permite nimănui Republica Moldova să aibă 5 licențe. Toată lumea a privit doar punctul 3 din articolul 66, care dă această cifră de 5 licențe. Ai explicat asta pe Facebook. Dar există articolul 4, punctul 4 din acest articol, în care spune literalmente următoarele. Nicio persoană fizică sau juridică din interiorul Republicii Moldova sau din afara lui, ei, nu poate deține direct sau indirect mai mult proprietatea pentru mai mult de 2 radiodifuzori. Acum problema este în noțiune. Ce înseamnă un radiodifuzor? În accepțiunea CCA-ului, un radiodifuzor este o companie sau o entitate juridică care deține mai multe licențe. Asta este problema. Dar... Asta este interpretarea actuală. Asta este interpretarea actuală. Am o rugăminte. Avem foarte puțin timp până la pauză. Și aș vrea foarte mult acest subiect să-l discutăm după pauză, fiindcă este extrem de important și o să mai avem și intervenții telefonice. Aș vrea să ne dumerim totuși ce e asta, cum poate fi. Nu știu, am urmărit și explicațiile tale pe Facebook, am citat și Marian Pocaz noi, ce a scris. Mie mi se pare că, ca și în alte domenii, totul ține de domeniul de fantasmagoric, intre pe tărâmul lui Caca, nu-ți dai seama cât adevăr, parcă totul este clar, dar de fapt nimic nu este clar. Intrăm în pauză de publicitate, revenim foarte rapid și discutăm despre televiziunile lui Plahotniuc. Iată, de câteva zile societatea este bulversată și în prim plan este aruncat spre discuții un nou subiect. Sunt televiziunile care aparțin cuiva și în felul ăsta am aflat oficial cine sunt beneficiarii finali ai unor posturi de televiziune. Bineînțeles că discuția se duce în jurul lui Plahotniuc. Noi doar știam, toți anii ăștia am vorbit că aceste 4 posturi îi aparțin. Niciodată, nimeni, nici el, nici angajații lui n-au recunoscut acest lucru. Ei bun, acum, de ce a pornit această discuție? Fiindcă Plahotniuc Cunoșalan se declară că deține 7 licențe. Iată, acum o să discutăm cu Ion Târguță și vom încerca să lămurim această poveste destul de încurcată, destul de încălcită. De ce trebuie lămurită? Fiindcă nu este vorba pur și simplu de televiziune, este vorba de putere mediatică. În cazul televiziunilor lui Plahotniuc,
fiind de propagandă, e vorba de putere de manipulare a publicului și a electoratului și, nu în ultima instanță, este vorba de putere economică pe care o obține un trust de ăsta deținut ilegal de acest personaj controversat. Așadar, Ion Târguță, asta am spus și aici, pe Facebook a încercat să explice cum stau lucrurile. Marian Pocaznoi a spus, nu, de fapt, sunt două structuri, sunt doi radiodifuzori și fiecare dintre ei deține mai mulți 4, 4 și 3. Da. Eu bazaconie e mare cu doi radiodifuzori, deține alți radiodifuzori. Ce ai înțeles, te rog să ne lămurești. Deci problema este în noțiuni, nu este în, neapărat în, articolul legii, dar este în noțiuni. La noi, noțiunea de radiodifuzor este interpretată greșit. Pentru că în accepțiunea CCA-ului, radiodifuzor este o persoană juridică. Sigur, ea poate fi o persoană juridică, dar un radiodifuzor nu poate deține decât o singură licență de emisie. Iar în accepțiunea CCA-ului, o entitate juridică care poate fi o companie, să zicem, ea încadrează în sine noțiunea de radiodifuzor și conform tractărilor CCA, ia acest radiodifuzor ar putea deține mai multe licențe. Deci, ca să poți să înțelegi aceste lucruri, trebuie să le explici simplu. Deci, imaginați-vă că eu, Ion Târguță, merg la CCA, am eu o sumă de bani, zicem, 10 milioane de euro, da? Și mă duc la CCA și zic, vreau o licență de emisie să-mi fac o televiziune. Dacă am atâta, ar trebui să facem o televiziune bună. Și vreau o licență de emisie. Prima cerință care mi-o pune CCA-ul zice, ai nevoie să te constituie într-o persoană juridică, pentru că o persoană fizică nu poate deține o licență. Bun, eu merg la camera înregistrării de stat sau unde mai ai nevoie și mă constituie ca și persoană juridică. Îmi fac o anumită companie. În baza acestei companii, cu persoana mea juridică, care am creat-o eu ca persoană fizică, merg să cer această licență. Dar, în momentul în care eu îmi creez o firmă, eu nu devin automat radiodifuzor. Radiodifuzor devin numai în momentul în care eu obțin licență de la CCA pentru a crea un serviciu de programe, pentru a-l difuza și pentru a-l putea identifica. Deci trebuie să am un logo. Priviți în colțul ecranului și o să vedeți acest logo care este al jurnalului TV. Ăsta îl face diferit. Acum, ce se întâmplă? Domnul Plahotniuc a creat două entități juridice. Doar că în momentul în care a creat aceste două entități juridice, dânsul nu le-a creat ca și radio operatori. Dar dânsul a înglobat acolo patru radiooperatori care existau deja. Radiodifuzori. Radiodifuzori. Uh-huh. Deci este vorba de Prime, este vorba de Canal 3, Publica și 2 Plus. Existau deja pe piață la momentul respectiv. Deci nu pot spune că prin crearea acestei companii sau entități juridice, el a creat și noțiunea de radiodifuzor pentru ea, pentru că el le-a preluat. Dacă acum ne întoarcem înapoi la punctul 4, vom vedea că în lege scrie foarte clar o persoană fizică sau juridică din afară sau din interiorul Republicii Moldova, direct sau indirect, poate deține control asupra a doi radiodifuzori. Deci ceea ce ar însemna două instituții de presă și nu mai mult. Prin punctul 3, legea spune că această entitate juridică sau persoana fizică ca și investitor mai poate deține participațiuni într-o altă companie, dar condiția este ca acesta să nu dețină majoritatea și să nu aibă pachetul de control, ceea ce ar însemna că dânsul nu poate crea sau impune politica editorială în aceste instituții. Ca să vorbim iarăși mai simplu, compania creată de domnul Plahotniuc ar putea cumpăra participațiuni fie la Jurnal TV, fie la Pro TV, să zicem, dar nu poate influența politica editorială acestor posturi. Este o chestiune strict de business. Deci el poate încasa venituri dintr-o altă companie, dar nici sub o formă, dar nici sub o formă nu o poate influența. Și acum, ca să citim spiritul legii, legea spune foarte clar două cel mult licențe, cel mult, și mai poți participa încă în cazul a trei, dar fără ca să le poți controla. Și din punctul ăsta de vedere, legea este clară. Acum problema este în ce măsură membrii CCA înțeleg și vor
să aplice legea în felul ăsta. Păi, dar am văzut că domnul Ciocan îi spune de la CCA, da, băiatul ăsta tânăr, a spus că legea nu este încălcată, totul este ok. El a declarat. Dacă știți povestea la o ședință a lor, da, deci cineva a spus că trebuie să se sesizăm Consiliul Concurenței. Este cineva în neregulă, sau dânsul, sau noi. Ceva este în neregulă cu instituțiile cu statului sunt în neregulă, no, pentru că în mod normal acest Consiliu Coordonator al Audiovizualului nu ar trebui să fie constituit pe criterii politice, măcar instituția asta. Eu nu știu niciun reprezentant a societății civile membru a deci acestui consiliu. Asta a fost prima care a fost politizată și luată sub control. Prima instituție, CCA. Deci, în țara asta, 9 membri a Consiliului Coordonator al Audiovizualului decid cine are dreptul să facă business pe piața media și cine nu are dreptul. 9 oameni care sunt trimiși de partidele parlamentare. Ceea ce nu mi se pare normal. Deci, Vitalie, anume instituția asta, că ai vorbit că măcar asta trebuie să fie liberă de politic. Nu, a fost prima instituție. Ne amintim cum a intrat Plahotniuc în posesia Prime-ului. Cum i-a luat rețeaua TVR-ului. Iarăși cu ajutorul acestei instituții, președintele instituției era supusul sau subalternul unui partid. Iar acestea erau deja recunoscute ca radiodifuzor de către CCA. Exact. Și atunci a fost chiar o chestie, dacă ar avea instituții de drept cu adevăratele, ne-am putea întoarce. Cum a intrat în posesia Prime-ului Plahotniuc, atunci Voronin, sub acoperirea lui Voronin? Au falsificat documente, adică Ostanchino are relație contractuală doar cu ăsta și nu cu instituția lui Lucinski atunci. Ostanchino a trimis o scrisoare specială și a spus că, domnilor, nu este adevărat. Asta este un fals ceea ce v-a prezentat respectivii. Eu am cu Lucinski doar contract. La care Consiliul Coordonator Audiovizual a spus că nu, noi recunoaștem asta. Eu am recunoscut falsul. Și l-au îndepărtat pe Lucinski și Prime a trecut de partea. Hai să ne oprim la acest caz, că o să le luăm rând pe rând toate cazurile. TVR-ul cam tot așa. O să urmează TVR-ul. Spune-mi, te rog, cine ar trebui acum să se sesizeze organele de anchetă? E posibil ca să se fie pornit o anchetă pe marginea acestui caz, să fie trași de răspundere și Plahotniuc și membrii CCA-ului care au admis falsul? Sau va trebui să așteptăm încă o perioadă de timp? Probabil va trebui să așteptăm. Așa cum se explică ce înseamnă radiodifuzor acum, că problema asta nu a existat. Nu a existat până acum. Acum, iată, cineva a aruncat piatra în baltă și noi încercăm să o scoatem. Când este clar ce înseamnă licență și Ioana a explicat foarte clar ce înseamnă licență cu logo-ul care arată că de fapt este o licență pe anumit radiodifuzor. Și da, cum a recunoscut și Plahotniuc are 7. Haide, are 2, cum încearcă să ne explice, nu știu, atât de neauș și atât de... Haide să încercăm să vorbim și acum cu Vasile Năstase, președintele Apollo. Bună seara, Vasile. Bună seara. Da. Uite, noi discutăm despre această chestie destul de încălcită cu televiziunile lui Plahotniuc. Tu ce impresie ai și nu atât impresia, de fapt mă interesează cât aș vrea să comitenze în cunoștință de cauză. Această situație în care omul de fapt are 7 licențe, fiind cel puțin înțeleg eu, fiind permis să aibă 5 doar, dar el a prezentat cu atâta nonșalanță societății noastre, publicului nostru, această chichiță juridică, formând 2 instituții juridice separate și fiecare dintre ele deține mai multe licențe. Întrebarea mea este că dacă mergem pe acest model, el ar putea să creeze nu 2 entități juridice, dar 5 și fiecare din ele să dețină 5 licențe. Tu ce înțelegi de toată povestea asta? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această discuție consistentă și profesionistă de studiu cu invitații.
Și trebuie să remarcăm faptul că codul audiovizual, care a fost votat în 2006, elaborat în 2006, dați un pic mai tare în studio, vă rog. Spunea în articolul 66, în alineatul 3, că în persoană de stabilire, că poate să depună două licențe. În 2010, una din primele modificări care au fost făcute la codul audiovizualului, a fost făcută de către Plahotniuc împreună cu Partidul Liberal și s-a umblat tocmai la acest articol 66 alineatul 3, iar alineatul 4 a rămas intact. În urmare, această coliziune la care se referă parte din FCA ține tocmai de acest lucru. Sigur că nu este corect, pentru că nici spiritul, nici buntea codului audiovizualului nu prevede ca o persoană să monopolizeze piața audiovizualului. Lor Plahotniuc asta a făcut. Uitați-vă, din 5 radiodifuzori cu acoperire națională, 4 sunt ai lui, personal. Iar al 5-a radiodifuzor, care este radiodifuzorul public, îi aparține lui în partajare politică. Pentru că televiziunea publică nu poate ridica altceva decât propaganda în favoarea lui Plahotniuc. Deja despre modul în care a pus el mâna pe aceste radio-difuzori, pe aceste posturi de televiziune de radio, este de pomină și de poveste. Pentru că și Prime-ul nu a fost construit de el, a fost curat de la altcineva. TVR-ul a fost curat prin Consiliul coordonatorul audiovizual sunt deputat de 5 persoane, inclusiv în actual angajat de la Plahotniuc de la Prau, la ora actuală. Și în ceea ce privește monopolul, ar trebui să spunem că noi avem la ora actuală 3 frecvențe de patrimoniu național. 3 frecvențe care au acoperire națională. Iată, din aceste 3 frecvențe, 2 se află la ora actuală din procesul anumit la Plahotniuc. Acum vorbim de frecvența care acoperă Republica Moldova de la Prime, frecvența de la canalul 2, deci hostul 2 Plus, care de asemenea acoperă 98% din teritoriul Republicii Moldova. Iată din aceste 3 frecvențe, pe una acține deja hostul Republic Moldova 1, tot se află din patrimoniul național, se află la Plahotniuc, adică 2/3 din tot ce avem noi. Ultimii tipare absolut ieșit din comun și anormal. Deci, domnul Plahotniuc a monopolizat monopolul tot așa cum a monopolizat și justiția. Și pentru el, în justiție, de asemenea, există mai multe licențe. El are licențe pentru Procuratura Generală. El s-a clonat licențele de la Procuratura Generală la Procuratorii de Municipiul Sfinilor de întreaga Republică. Tot așa el s-a monopolizat tot la primă de justiție și a clonat-o, punând monopol și pe curtea de apel, și pe celelalte curți de apel, și pe instituțiile, instanțele de judecat din capitală. Iată, acesta este modul de a opera acestui CFSA. Și nu m-ar mira în faptul dacă el, mâine pe mâine, ar veni și să ar mai construi încă un alt interior media, mai ales dacă vorbim despre trecerea la televiziunea digitală, și el acolo își va ridica primul multiplex, nu doar pe televiziunea lui. Așa cum a făcut, de exemplu, la Montelecom, unde primele 5 posturi de televiziune sunt ale lui. Deci el le-a impus acolo înainte de a se prezenta, a ieșit din anonimat. Acum, eu vreau să spun că asociația noastră Apollo are un proces de judecată cu acest renumit și faimos personaj de Plahotniuc și cu instituția cu CTA, pentru că la CTA 6 din cei 9 membri sunt ai lui și interpretarea care o face la articolul 66 o fac tocmai oamenii lui, pentru că există și alte voci în CTA. Deci noi avem acest proces în 2012, el durează 3 ani de zile și noi am cerut ca anume acești radiodifuzori pe care el i-a recunoscut astăzi, pe aceia tocmai am numit noi în 2012, atunci când am încântat această acțiune în instanța de judecată. Exact, 100%, niciunul nu l-a încătat niște unul. Deci, acest lucru de mod, și vreau atunci ca televiziunile, radiodifuzorii de Republica Moldova să intre în liberă concurență, și noi există un monopol cu piață, am cerut acest lucru în mod expres.
de la CCA și de la instanța de judecată. Iată, la ora actuală noi suntem încă la curtea de apel. Sigur că acest lucru ne va favoriza procesul, pentru că vom putea demonstra în instanța de judecată că ce s-a spus în 2012 s-a adevărat, iată, în 2015. Și pe de altă parte putem stabili cu exactitate că încă o dată Placodul a demonstrat că este un mare inginer. Așa cum a mințit atunci când era vorba despre faptul că nu a fost urmărit de Interpol bunăoare, iar după două săptămâni a spus că da, am fost sub urmărirea Interpolului. Așa mai departe, în foarte multe cazuri când el a mințit, iată că a mințit în cazul acestor televiziuni care într-adevăr sunt ale lui, s-a avut o cuvinte de el, statul aceeași publică. Publica, de fapt, este un post de televiziune care era unul din cele mai bune posturi de televiziune, cu o investiție românească. În momentul când această televiziune a fost clădită, a fost ridicată, a fost lansată pe piață, s-a făcut pur și simplu a cumpărată. Prime-ul a luat de la Funcție, TVR-ul a luat de la TVR și așa mai departe. Deci el practic nimic nu a construit cu mâinile. De tot așa cum a preluat în afaceri, prin atacul Raider, afacerile altor oameni, v-am zis de acea conferință în care au ieșit proces cu oameni de afaceri și au vorbit despre faptul cum a fost minute de acest individ. Iată, aceasta este de fapt realitatea. Prin urmare, fie ce vorbesc astăzi, experții, analiștii, ce se spune a istoriei podului este absolut neinterpretabil în favoarea lui Placotiu. Da, bun, mulțumesc mult, Vasile, pentru această intervenție. Comentarii, ceva? Eu mă uit cum noi discutăm aici foarte meticulos, uite, definiție, articolul cu tare, cu tare. De fapt, noi discutăm niște lucruri, cum spun eu, de parcă ne-am afla într-o situație de normalitate, într-o țară democratică, unde chiar ceea ce discutăm noi ar avea vreo relevanță pentru guvernanți, pentru factori de decizie. Or, noi vorbim despre un personaj care se bucură de 89% de anti-rating în țara asta, care este, vă zic, a cărui vin în nenumărate crime și fraude și atacul Raider este clară, și noi încercăm să vorbim cu instrumente democratice, instrumente când nu ai cum să le aplici, nu funcționează, forțele sunt total inegale. De partea aia stă unul cu bâta, iar noi încercăm cu penița să, nu știu ce, să, vă zic, să găsim niște motivații, niște explicații. Eu cred că în momentul când o să avem și noi bâtă, și o să ne, așa, cu bâta, poate că o să reușim noi, după asta o să putem discuta, iată, la obiect toate lucrurile astea. Dar deocamdată ele nu au prea mare relevanță. E o tentativă de fentare a legii, una ordinară, câtă la număr, evident, nu știm, că eu sunt milioane. Este o tentativă de sau totuși va fenta legea? Eu sper să fie o tentativă, să putem, să nu-i permitem nici CCA-ului să facă, fiindcă, da, există omul ăsta, Plahotniuc, care controlează tot, da? Dar sunt oameni, servitori care fac acest lucru, iar servitorii se află în serviciul statului și de la toată lumea, de la toți contribuabilii, primesc salarii și ei sunt datori să supună legii. Da, ei primesc, iată, servitorii ăștia. În plic de la Plahotniuc primesc mai mult decât salariu. Dar ei să știe că asta este crimă. Este crimă și noi trebuie să le spunem că este crimă. Oameni buni, ne uităm în ochii lor și le spunem. Este crimă ceea ce faceți. Fentarea asta de lege este ordinară crimă. Eu mă tem că dumneavoastră greșiți, pentru că acest proces s-a încheiat deja. Legea a fost fentată. Pentru că CCA-ul a luat deja o decizie, iar aceste companii sunt înregistrate. Dar o ia pe contul ei. Asta este deja o altă problemă. Da. Putem merge în instanță și mai departe. Legea operează cu trei noțiuni. Persoană fizică, persoană juridică și radiodifuzor. Nu există semn de egalitate nicăieri între ele. Dar CCA nu poate interpreta el legea. O face Parlamentul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Atunci este un abuz ceea ce face CCA. Și aici acum întrebarea, este probleme. De ce Parlamentul nu oferă explicații la lege? Și în Parlament se află nu doar Partidul Democrat, care nu, Eu spun mai mult, președintele Comisiei pentru Mass Media este liberal-democrat. Da, da.
Și dacă nu greșim noi, s-ar afla un pic în război și parcă ar fi interesat să ofere această explicație. Da, le s-au dezlegat mâinile, poate. Da, s-au dezlegat mâinile. Dați această explicație, dați această explicație jurnaliștilor. Da. Ce ar însemna? Eu nu sunt jurist ca să dau interpretări legii, dar eu cel puțin observ că există trei noțiuni diferite, între care nu există semn de egalitate. Persoană juridică, persoană fizică și radiodifuzor. Nicăieri în lege nu scrie că persoana juridică este egal radiodifuzor. Într-un anumit moment, ele se suprapun. Pentru că dacă există un singur radiodifuzor și o singură persoană juridică, da, nu este nicio problemă. Dar când discutăm despre persoană juridică care înglobează patru radiodifuzori, atunci ar trebui să există explicații. Radiodifuzor este cel care deține licența. Care primește licența. Da. Și asta este. Asta ar trebui să înțelegă și ce au. Ai afirmat, tu ai afirmat păi acum. Eu de asta sunt de acord cu dumneavoastră. Dar asta ar trebui să o spună și să înțeleagă ce au. Și să o aplice cel mai interesant. Mă gândeam, vă ascult acum și mă gândesc ce ar gândi un jurnalist din Germania, de exemplu, ascultându-ne? Nu, cred că și-ar ieși din minți. Dacă ne audă, și-ar ieși din minți. Și, în general, ce ar gândi un expert media din Germania dacă ar auzi că în Republica Moldova legea permite unui politician să dețină 5 posturi de televiziune? În sensul ăsta, eu mi-amintesc de un episod. Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi a fost și mai... Auzi, Val, în anul 98 lucram la Ministerul Culturii și cu ajutorul Fundației Soros am invitat un expert din Marea Britanie ca să ne ajute să facem reforma teatrelor. Ăsta era un tip, era și director de teatru și, vă zic, un tip foarte... Am umblat cu el la toate teatrele din Moldova, s-a întâlnit cu toți directorii, cu, la Uniunea Teatrală, la Ministerul Culturii, la Astean. La sfârșit, când trebuia să plece și îl întreb, o să scrii, când să așteptăm? Acum nu vă pot spune nimic. Trebuie să înțeleg, să înțeleg, să înțeleg. S-a dus și n-a mai scris nimic. N-a mai scris nimic pentru că el punea niște întrebări și primea alte răspunsuri. Și până la urmă el n-a mai prezentat raportul ăla. Că el n-a înțeles nimic din mecanismul ăsta, că era total anormal. Trebuia de trei ori să chemați. Aș vrea să intervin și să precizez niște lucruri. Vedeți că noi vorbim despre Plahotniuc, nu fiindcă eu, de exemplu, vorbesc, nu fiindcă îmi face plăcere, dimpotrivă. Dar acest om face și drege astfel de lucruri încât nu ai cum să-l eviți să oculești subiectele pe care le generează. Uitați-vă cum a intrat în posesia acestor posturi de televiziune. Valeriu Săhărneanu a pomenit despre epopeea cu Orteu, cu Rostanchina, da? Deci a fost un fals. Absolut. Noi atunci discutam foarte mult despre acest fals. Falsul a fost legiferat, practic legiferat de CCA și el a intrat prin furt, a intrat în posesia, e adevărat, ca să-l cumva să potolească relațiile cu Kirill Lucinski, au făcut ei un troc. O înțelegere a fost și lui s-a dat ceea ce este acum... Canalul de la Catalan TV. Da, canalul de la Catalan TV, ceea ce este TV7 acum. Da, exact. Bun. Mai departe, Plahotniuc a preluat prin înșelăciune, prin fraudă, TVR-ul, frecvențele TVR-ului. O altă frecvență cu acoperire națională de ordine strategic. Și unul din membrii CCA care a votat pentru chestia asta lucrează acum la Prime. Da. Valeriu Frumusachi. Valeriu Frumusachi. Și Valeriu Frumusachi, țineți minte, decisiv, țineți minte atunci când el a votat acest vot decisiv și parcă credeam că am crescut cu aceleași cărți și cu aceleași idei. Valeriu Frumusachi, pur și simplu, nu, de principii și valori, nu mai vreau să vorbesc. Valeriu Frumusachi a votat, nu-i spun că așa cum trebuie. Nu, el nu a votat așa cum trebuie. Așa cum a spus plicul, de fapt. Ce să mai... asta se știe. Da, după care, Plahotniuc a intrat în posesia postului publică. Chiar nu mă interesează investițiile lui Sorinu Videovântul, nici a evreului, cum îi spune, care a venit după el. Nu asta mă interesează, dar există niște reguli pe care noi trebuie să le știm. Omule, tu cum ai cumpărat acest post de televiziune? De ce spun astea? Fiindcă acum vreau să ajung, normal cred că multă lume se întreabă, la Jurnal TV.
Am văzut reacții malițioase ale blogherașelor și buhăieșelor, cum le spun eu, ale lui Plahotniuc, la acest subiect. Că vezi, doamne, am aflat și noi cine este finanțatorul Jurnal TV, este Victor Țopa, dar ei spuneau de investiții germane. Două lucruri aș vrea să precizez aici. Din 2011, eu personal la emisiuni spun că Victor Țopa este finanțatorul acestei televiziuni. Doi, aceasta chiar este o investiție germană. Banii pe care îi câștigă domnul Țopa în Germania sunt investiți într-o afacere în Republica Moldova. Sunt asigurate posturi de locuri de muncă. Sunt, nu știu ce, un pachet social și impozite, se plătesc impozite destul de solide pentru acest stat. Deci chiar este o investiție germană. Cât aveam noi, ce vreau să vă spun? Noi vorbim despre 10 minute. Vorbim despre televiziuni, nu de dragul televiziunilor. Eu nu cred că acest subiect poate interesează foarte multe lume, cu toate că cam toată lumea se uită la televizor. Și iar fi interesant să afle. Vorbim despre televiziuni, fiindcă de felul cum funcționează aceste organisme, depinde sănătatea morală în societate, depinde cât de corecte sunt relațiile. Gradul de democrație, foarte multe lucruri. Apropo, ca să fac doar o precizare, nu știu, am să fac și o precizare în premieră. Atunci când, imediat după evenimentele din 2009, când discutam cu Victor Țopa despre fondarea, crearea unei televiziuni clasice, de fapt au fost două sau trei chestiuni la bază. Trebuie să fie o televiziune care promovează valorile pro-europene, care luptă cu propaganda rusească și care aduce lumină. În fond, sloganul meu are treabă și cu Ghiote, bineînțeles, dar și cu asta. Da, spuneam despre felul în care funcționează televiziunile, depinde sănătatea morală și a societății noastre. În momentul în care o televiziune sau două dau anumite subiecte, și o să vorbim despre subiectul Candu la Bruxelles, care mi se pare iarăși unul halucinant. Și este dat, eu nu știu la alte televiziuni, probabil, nu știu dacă ați văzut voi la Pro și la TV7, nu știu dacă în jurnalele lor de știri a fost dat acest subiect, a fost, da? Dar în momentul în care televiziunile cu acoperire națională tac, nu vorbesc despre asta, publicul larg, de fapt, neștiind ce se întâmplă, spune, măi, dar băiatul ăsta a fost acolo, s-au întâmplat lucruri extraordinare, l-au întâmpinat fețe mari acolo, luminoase, au vorbit cu el. Dar în realitate situația este contrar, inversă, este cu totul altceva. Noi nu avem mult timp, după pauză o să revenim și o să comentăm încă o dată acest... Foarte scurt vreau să zic. Pe mine niciodată nu m-au deranjat instituțiile de presă care își asumă rolul de organe de presă a partidelor. În general, nu contează că e ziar sau post de televiziune. Pe mine mă deranjează când instituțiile de presă încearcă să dea impresia că sunt organe independente, prin asta manipulând oamenii din perspectiva faptului că sunt independente. Ele sunt mincinoase din start. Absolut. Asta ar trebui să înțeleagă telespectatorii noștri. Când privesc aceste posturi de televiziune pe care le-ați numit dumneavoastră, să știe că acestea sunt organe de presă ale Partidului Democrat. Așa se le perceapă și atunci nu ar mai fi nicio problemă. Și prin virgulă, legea interzice ca partidele politice să aibă organe presă. Aici e o chestiune formală, ele nu sunt organisme, organe de promovare a partidului, în realitate sunt. Dar, Vitale, aceste televiziuni ale lui Plahotniuc sunt independente, numai că ele sunt mincinoase.
Asta este. Și încă un ultim subiect, adică independent este orice organ medie, orice organism medie care nu aparține statului. Asta este formula consacrată. Da, care are o politică editorială independentă. Da. Și poți tu să promovezi ce vrei tu acolo. Și NIT era independent, cu toate că era comunist-comunist. Încă rămânând în zona televiziunilor, încă un subiect oarecum văd că animă rețelele de socializare este atac la ProTV sau nu este atac la ProTV, și încercarea colegii noastre Lorena Bogza să explice cine este de fapt proprietarul acestei televiziuni. Recunosc că n-am înțeles nimic. Cine este proprietarul, că el e stat la bursă această companie, dar dacă știți mai mult și ca să încheiem acest subiect? E un subiect delicat, dacă să fim sinceri, pentru că chiar atunci când ești stat la bursă, există un pachet majoritar de acțiuni. Cel care listează... Reaparține cuiva. Reaparține cuiva, sigur, și are un nume. Exact. Iată acest nume... spune că numele se schimbă destul de des. Eu nu am văzut oameni care să scoată absolut toate acțiunile la bursă. Am citit că numele se schimbă, cei rămân, de bază rămân. Este adevărat că un pachet anume de acțiuni care ar fi 10-15%, el este aruncat pe piață și oamenii fac tranzacții cu ele, le vând, le cumpără și așa mai departe. Dar există un pachet de control care este păstrat întotdeauna în safieu de cineva. Pentru că nu... În ziua când... Imaginați un consiliu de administrație care în fiecare zi are o altă componență. Da. Pentru că în fiecare zi la bursă se schimbă acționari. Există un pachet de control. Există un pachet de control chiar care niciodată... 15, chiar exact. 25, dar există acest pachet fluctuat care... Pur și simplu îndu-te vinul continuu, pentru că oamenii își investesc banii, după asta își retrag, iarăși investesc și mai departe. În ziua când a completat acest formular pentru a-l prezenta la CCA, azi pachetul de majoritar ia locutare. Exact. Dar aici se schimbă foarte des. Fotografia zilei, da. Dar trebuie să-l prezinte rapoarte zilnice. Zilnice, da. Tranzacțiile la bursă. Lasă-le pune pe site în fiecare dimineață. Da, aleatoriu, dacă vedem în ianuarie, februarie, da, octombrie, septembrie, și imediat se vede cine de fapt rămâne constant în lista. Acum, ca să încheiem acest subiect, cred că este problema ProTV-ului ca să rezolve situația cât mai repede, să găsească o soluție, pentru că este în primul rând în folosul lor. Absolut. Ca să nu planează, oricum planează. Există această suspiciune, de asta îi zic că ProTV-ul ar trebui să rezolve această problemă. A intervenit o bâlbă aici, da, adevărat, și trebuie depășită. Au mai rămas ceva, poate, televiziuni mai mici, care aparțin, realitatea aparține unui ziarist, Dumitru Țâra. Dar nu este ziarist. El nu este ziarist, el este el a fost directorul. Nu vine din Ministerul de Externe? A lucrat o perioadă cu dânsul la un post de radio, dar el vine din domeniul juridic. Am spus ziarist prin extindere. Ca vocație. Bine, vă spun că este mult pun la îndoială faptul că un tânăr care nu știu ce bani are poate... Dumitru Țâra, dar așa s-a creat impresia că, nu știu, iarăși urmărind acest post de televiziune, ușor începe să fie un post politizat, din punctul meu de vedere. Și înclină spre Iurie Leancă. Da, mereu promovează și el... Valeriu, Vocea Basarabiei ca televiziune... Vocea Basarabiei ca televiziune este un furt, da? Pentru că brandul a fost preluat de la postul de radio Vocea Basarabiei, fără să mă întrebe, sunt autorul, iată că nu m-a întrebat atunci când au falsificat, asta este poveste, au falsificat acționariatul postul de radio, adică firmei Emico, care a falsificat administratorul, pentru asta a primit o casă, bani, ați văzut pe lista nașului lui Filat, și
Eu acum sunt... Și acum întrebarea întrebărilor pentru justiție. Dumneavoastră care știți rostul lucrurilor. Îl aveți înregistrat, această marcă o aveți înregistrată la AGP? Da, e înregistrată, numai că pe postul de radio Vocea Basarabiei. E Mico, care era radiodifuzorul, deci, da. Proprietarul este nu persoana fizică, dar persoana juridică. Este firma ca atare. Că n-am înregistrat-o pe numele meu ca atare, pe numele familiei sau... Eram de bună credință, credeam că toți sunt de bună credință, dar sunt și jigodii care... Pentru că nu puteți dovedi nimic. Păi da, asta e, da. Oricum, vom pătrunde, vom afla adevărul. Da, oricum, cazul cu Vocea Basarabiei, cred că este ultimul din lanțul de furturi de... Dar e grav, e furt grav și obraznic. A fost de la Prime, ăsta de la... Așa au fost TVR-ul, cazuri de răsunet. Și ultimul este Vocea Basarabiei, care sperăm că se va rezolva, să vedem cât de curând. Da. Mergem acum în pauză de publicitate, revenim și discutăm inclusiv despre prestația lui Candu la Bruxelles și faptul cum a încercat el la desert și cum a încercat el să prezinte lucrurile la întoarcere acasă. Publicitate. Da, vă promiteam că vom vedea această secvență scurtă cu Candu la Bruxelles, în cadrul audierilor din Comisia de Externe a Parlamentului Europei. Să vedeți, ceea ce o să vedeți lipsește o bucată numai, dar am să vă explic atunci când o să o vedem. Hai să o vedem și după asta vorbim. Aș vrea să comentați asupra rolului oligarhilor în politică și în particular asupra rolului pe care îl joacă Plahotniuc, care este patronul partidului dumneavoastră. It does not matter a person, the name of people. What is important is about the institutions. Eu am văzut această bucată mult mai mare în direct de pe înregistrarea Parlamentului European. Primul lucru care mi-a sărit în ochi, deci Adrian Candu, la întrebarea lui domnului eurodeputatului Preda, nu i-a răspuns românește. Da. Iar am spus în engleză. Și aici nu iese, dar în filmarea originală, este el începe să răspundă și spune: domnilor, mi s-a pus o întrebare în legătură cu situația de Moldova și oligarhatul de aici. Și după asta urmează. Nu, că it does not matter. Eu vreau să vă spun că e matter. E chiar matter. Asta este, vă dați seama, stilul lor de a evita răspunsurile tranșante la întrebări tot atât de tranșante. Stilul de bufon, Val, asta e. Nu atât, nu mă miră că el răspunde așa și nu mă miră că el se comportă așa. Mă miră ziariștii noștri care nu s-au săturat odată și odată să fie niște instrumente docile. Mă miră ziariștii care înconjoară câte o paiață politică de asta și cu o pădure de microfoane în gura lui și stau frumos și ascultă tot ce spune, tot ce îndrugă paiața politică, fără ca cineva să încumete, să-i pună întrebări directe, foarte neplăcute. Iată asta pe mine. Eu aș zice că e mai grav, dar știți de ce? Pentru că acești oameni ratează farmecul profesiei. Mm-hmm. Jurnalistica este o profesie care mușcă în permanență, iar când tu oculești un subiect care îți poate da audiență, îți poate da notorietate, îți poate da multe în general, carieră. Și orice, da, și te limitezi doar la un comunicat de presă, care nu este altceva decât o încercare de a ascunde anumite lucruri, dar e o lipsă de profesionalism elementar. Corect, deci nu mai înțeleg. Te transformi pur și simplu într-un cronicar fără valoare, fără însemnătate. Publicul nu poate reține cu asemenea știre.
nu te reține publicul asemenea știre. Ceea ce contează este că un jurnalist a mușcat din acest politician. Asta vă rămâne. Și uite, deputații europeni au mușcat din Cannes. Ei s-au comportat ca niște jurnaliști autentici. Eu acum, la pauză, am ieșit și am văzut un ecran aici, de la Publica, în timp ce noi la jurnal, care acoperim cât acoperim, discutăm despre cine este adevărat Candu. Candu acum la Publica spune ce lucruri frumoase a reușit Mater. El în... și-l vede întreaga țară. Sigur că dacă ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles cu acest Candu este grav de tot. Adică eu cred că puțini politicieni de undeva din vreo țară au fost atât de rău încolțiți cum a fost încolțit acest Candu. Deci în standarde europene asta este o tragedie pentru un politician și pentru un sistem politic dintr-o țară. Deci, imediat la venirea acasă, sau el nici nu venea, putea de acolo să transmită că el, vă zic, scrie cerere de demisie. Sau aici să se înceapă niște procese așa foarte vii, foarte dinamice. Tot să se autosesizeze, tot să se... Nu s-a întâmplat nimic. El a venit, vă zic, și a ieșit în fața... Eu am comparat mutra lui de acolo, între deputații europeni, care așa puțin stresat, speriat, și cât de mulțumit și de așa degajat stătea el în fața jurnaliștilor și le explica că, uite, totul a fost ok, totul e frumos și tot ce facem noi este bine. Deci, gata, nu, dacă el nu raportează deloc gravitatea și dramatismul situației de acolo, înseamnă ca și cum nici noi nu trebuie să resimțim și ca și cum trece și asta neobservată, când de fapt e ceva ieșit din comun ca în Parlamentul European să fie bătut atât de rău. Și iată că nu se întâmplă nimic. În mod normal, eu cred că ar trebui... Eu încă mai aștept. Încă mai aștept că ceva o să se întâmple. Și nu e vorba, cred eu, că doar că a fost bătut. În comisia asta de externe, de fapt, a fost pronunțat un nume, Plahotniuc, și doi, a fost spus, domnule, dar partidul ăsta al vostru, care acum vrea să facă guvern, e controlat de acest om, și cum... Al treilea lucru care s-a spus, cum vreți voi să luptați cu oligarhii? Îi mai răbdați sau îi dați afară? Mereu mă gândesc, în special în legătură cu acest subiect, mă gândesc ce s-ar fi întâmplat la televiziunile de la București dacă unui politician de acolo i s-ar fi întâmplat așa ceva. Credeți-mă, nu doar o scurtă discuție cum o avem noi astăzi în cadrul unei emisiuni absolut mai mari. Emisiuni întregi, zile întregi, s-ar fi vorbit despre asta. S-ar fi tăiat, despicat. Politicianul respectiv era terminat, pur și simplu. Era terminat. Și partidul lui era terminat, fiindcă nu știu ce a căutat Candu acolo când... Nu, l-au chemat. Da. Au marcat ca și cum un an de la semnarea acordului. Da. Că europenii vor să mai amintească Republicii Moldova că să ne mai are în vedere. Da? Ne-a pierdut, da, în spațiu, dar ne mai are în vedere cu careva. Pentru că toți cunosc situația de aici, cunosc actorii, organizațiile de gangster, eu le zic partide, care se află acum și luptă pentru capturarea Republicii Moldova cât mai strâns. Și întrebările au mers direct. Ați văzut, discursul s-a schimbat completamente. Candu vine de la partidul care acum pretinde, după înlăturarea lui Filat, că deține Republica Moldova. Și el a fost întrebat adecvat. Numai că răspunsurile lui Candu sunt neadecvate. Chiar mie mi s-a părut un pic candriu, pentru că trebuie să fii idiot cu totul ca să nu te închizi, să nu te încui după ce spune întrebarea în frunte, știind că tu cunoști realitatea, tu te prefaci că nu ești la curent cu realitatea de acolo. No matter of the person. Are în vedere instituțiile, că instituțiile, parcă nu persoanele... Asta este teza lor, care mereu o repetă. Parcă nu instituțiile, parcă nu oamenii fac instituțiile. Noi vorbim de oameni și de ce și de astea. Cine fac
aceste instituții, nu oamenii. Europarlamentarii au spus că îi cunosc, știu cine este acolo țâțâna acestei situații, care de fapt este marea pedeapsă a poporului Republicii Moldova. Este această povară care nu știu când da, va cădea de pe gurmazul ei. Călugăreanu, uite, un lucru care cu adevărat cred că ar trebui să ne pună pe gânduri e comportamentul ziariștilor la aeroport când a venit Candu, ăștia iarăși o pădure de microfoane acolo și el a început să spună cât e de ok totul a fost. Cum ne sprijină pe noi Uniunea Europeană. Și nu s-a găsit unul, spun domnule Candu, dar ușor mințiți. De fapt, s-a spus altceva. Că... A fost două întrebări. Dacă următoare, chiar a doua întrebare a fost despre faptul că vi s-a reproșat faptul că nu mi-amintesc exact, dar s-a vorbit exact pe subiectul care îl discutăm noi acum. Mă, știi ce vreau să spun? Pădurea aia de microfoane, din toată pădurea aia, trebuiau să curgă întrebări doar la subiectul ăsta, că nu exista alt subiect de discuție. Dar patru de microfoanele alea erau ale televiziunii. Cum vă imaginați dumneavoastră să curgă întrebări critice la adresa lui Candu din pădurea aceea de microfoane, dacă... Din pădurea domnească de microfoane. Jumătate din microfoanele cele erau a televiziunilor și posturilor de radio pe care le stăpânesc ei. Și în față era șeful. Evident că nu mari întrebări foarte critice nu putem să așteptăm, dar revenind un pic, eu vreau să zic că mesajele pe care le-au transmis demnitarii europeni la ședința respectivă vin într-un fel să reprețească așteptările oamenilor pe care populației Republicii Moldova. Că noi tot ne puneam întrebări, dar oare europenii își dau seama ce se întâmplă în țara asta? Și acum, inclusiv prin aceste mesaje, inclusiv prin replica foarte dură pe care a avut-o Ștefan Fiule în raport cu Diacov atunci, vedem că, da, demnitarii europeni, Uniunea Europeană vede ce se întâmplă în Republica Moldova și este hotărâtă să aibă o tonalitate foarte dură. Și de acum încolo. Trebuie să mai adăugăm că acești oameni care au pus întrebări sunt raportori pentru Republica Moldova, în special lituanianul. Adi Cristi, la fel este raportor și membru al Comisiei Moldova. Adi Cristi, să admitem că este un om care cunoaște foarte bine realitățile, pornind de la afinitatea noastră lingvistică și așa mai departe. Dar omul ăsta vine din altă cultură. Da. Deci omul a venit și ca o persoană total neimplicată, i-a pus întrebarea cât se poate de directă, da? Pentru că dânsul i-a explicat cu doesn't matter. Și de aici aș pune toată ideea asta. Deci oamenii știu, dar nu doar că știu, cunosc foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Ei, probabil și nu de pomană în Republica Moldova s-a oprit finanțarea externă. Deci oamenii ăștia au zis până aici se poate. Ei probabil au crezut că oamenii politici din Republica Moldova sunt capabili să se transforme. Pentru că, dacă vă mintiți, încă în 2010, imediat după ce au venit ăștia la putere, noi îi atenționam. Vedeți, uitați-vă bine că Partidul Democrat vine din Partidul Comuniștilor. Lupul adus de Plahotniuc și plasat în Partidul Democraților și uitați-vă în Partidul Liberal Democrat, că nu totul este în ordine, că acolo există pofte de putere atât de bolnave. Și așa mai departe. Uitați-vă că microbii statului mafiot construit de Voronin trec de avalma încoace în partea asta democratică. Adevărat, și da. Ei vor afecta organismul democratic al noului regim. Și așa și s-a întâmplat. Dar europenii abia acum, după ce au văzut colapsul, de fapt suntem într-un colaps, au început să vorbească cu text deschis și bine fac. În sfârșit... Dar nu toți europenii, nu știu dacă e adevărat, am citit astăzi despre aflarea lui Streleț în Europa, s-a întâlnit cu președintele Partidului Popular European, care... ci că i-ar fi spus ultimativ că dacă nu vă zic că participați la guvernare, noi o să ne întoarcem cu spatele la voi și o să susținem partidul lui Leanc. Da, eu am văzut asta, dar aici trebuie, Costică, de precizat, pe ce sursă a venit această știre. Asta este molema, fiindcă niciodată citești ceva și tu nu ești sigur că asta poți este adevărat. Poți să fii dezinformat. Nu ești sigur și atunci te uiți, dar să-i cine? Aha, e lui Cutăroie, e lui Plahotniuc, deci trebuie să ținem cont că asta nu este chiar așa.
din păcate, e cel mai prost lucru care există. Dar în același timp, sursa de care vorbim este o sursă care are foarte multe surse, ca să zic, scuzați, dar de obicei acest site are surse avizate. Da, de unde o fi venit, dar sunt avizate. Am mai vrut să vorbesc și despre faptul că acest eșec al lui Candu la Bruxelles, care s-ar părea că ar trebui să aibă efecte bune pentru noi, pentru democrația de la noi, mă tem că ar putea să asistăm în continuare la o schimbare, de fapt, a vectorului politic al Moldovei, pentru că eu cred că Plahotniuc de data asta s-a convins așa definitiv, foarte clar, și el în asemenea situație parcă ia decizii tranșante. Eu mă aștept la o schimbare de macaz. Ori va începe să se înțeleagă cu Voronin, deja e înțeles, dar cu Dodon, și să facă această guvernare de stânga, ori va accelera alegerile anticipate ca să revină în Parlament, să le fraudeze și să revină în Parlament împreună cu Dodon și Usate. Continuăm cu televiziunile. E un tergut. De ce în fond televiziunile rusești, aș vrea să te întreb, vezi că nu se mai vorbește de inițiativa asta a democrațiilor, ei erau foarte hotărâți să o treacă rapid prin Parlament, s-a întâmplat ceva ce nu le convine? Da, aveți în vedere despre manipularea externă? Nu. Cei ce au vrut ei, toți ăștia care retransmit televiziunile rusești, în orele de vârf să aibă content autohton. A existat o foarte mare opoziție din mediul nostru jurnalistic, în primul rând, iar vârful de lance a fost a ProTV-ului, care s-au opus foarte... Fiindcă pe ei afectează în primul rând. Da, în special televiziunile care retransmit content din străinătate s-au revoltat, pornind de la faptul că acele 30% care le cerea Consiliul Coordonator Audiovizual ar fi mult prea mult pentru ele. Eu, din punctul meu de vedere, cred că această lege trebuie implementată, indiferent dacă va exista sau nu probleme pe piață. Iarăși revin la numărul mare de televiziuni. Dar întotdeauna o lege ca aceasta provoacă anumite mișcări pe piață, iar la noi ele nu se întâmplă. Micii producători, pentru a rezista în situații de criză, ei se asociază, creează anumite structuri și așa mai departe. Toată lumea la noi așteaptă să fie asistată. Dar acest lucru a ucis piața, nici nu a ucis-o, nu a permis ca Republica Moldova să constituie o industrie de televiziune. Noi nu avem singur lucru pe care noi l-am creat ca și valoare aici pe piața noastră mediatică, sunt știrile. Dar care și ele sunt nocive pentru că sunt manipulatorii. Noi am ucis cinematografia pe care nu o mai avem și ea este parte a industriei de televiziune. Noi am distrus estrada. Noi nu mai avem. Unde este teatrul nostru de umor? Îl mai vedeți? Dar este parte a industriei de televiziune. Noi nu mai avem sport, noi nu mai avem, multe lucruri au dispărut în general din viața noastră, pentru că la un moment dat niște oameni au parazitat pe niște contente aduse din străinătate. Da. Și acești oameni au fost politicieni în primul rând. Da. Dumneavoastră povesteați la început cum s-a constituit piața noastră. Într-un mod absolut aiuratic. Pentru că, dacă vă amintiți și toată lumea știe chestia asta, în campaniile electorale, prin la mijlocul anilor 90, toată lumea alerga la Moscova cu un filmuleț de 40 o oră și plătea o groază de bani, cam $100,000 ca să-l arate în Republica Moldova. La un moment dat, oamenii ăștia și-au dat seama de ce să plătești atât de mulți bani când poți aduce televiziunea asta aici și faci aici un implant mic și nu cheltui atât de mulți bani. Cu timp au început să apară și veniturile din piață. Și oamenii ăștia au crescut și singurul lucru pe care l-au dezvoltat a fost niște mici redacții de știri, iar odată cu aceste redacții de știri au dispărut domenii întregi din facultăți.
Nimeni nu mai pregătește regizori, nimeni nu mai pregătește scenariști, designeri, scenografi. O groază de profesii pentru televiziune au dispărut pur și simplu din facultățile noastre. Cât de greu este să construiești acum o televiziune, să o povestească domnul Butnariu, că știe. Este extraordinar de greu să construiești o televiziune de calitate în Republica Moldova, pentru că nu mai sunt. Operatorii noștri sunt aduși de la nunți. Și așa mai departe. Iarăși, este extrem de complicat. Iar toată această situație o creează aceste contente. Da, va fi foarte complicat pentru toată lumea. Dar trebuie să existe un moment zero când toată lumea va trebui să muște din unghii și să înceapă să lucreze. Și tot aici trebuie să spunem corupția ucide, da? A ucis corupția și domeniul ăsta despre care ai pomenit Ion. Fiindcă la începutul anilor 2000, când încercam să construim instituții media cu produs autohton, normal, da? Noi nu puteam ține concurența, fiindcă asemenea instituții, cum era Prime-ul până la 2008, până când a fost preluat, nu făcea nicio emisiune. Dar exista un singur om care schimba în intervalul dintre emisiuni, punea casete cu publicitate. Exact. Pe zi făceau băieții câte 40-45 de mii de dolari pe zi. Iar noi, din ce trebuia să existăm? Pentru asta trebuie să existe legi. Și asta, aici există Consiliul Coordonator Audiovizual, care era instituție de reglementare, care, în loc să reglementeze, lua... Consiliul Coordonator al Audiovizualului doarme și acum. Pentru că noi avem această șansă unică. Eu nu știu, poate odată la 50 sau 100 de ani apare o asemenea șansă când poți să reformata piața. Trecerea la televiziunea digitală ne permite acest lucru. Da, regândiți-o, domnule, construiți-o. Spuneți-ne, dați statul în primul rând ca și proprietar al acestor frecvențe și a acestui multiplex pe care îl construiește, trebuie să zică, eu, statul, proprietarul acestor scule pe care le plătesc, am nevoie de următoarea informație pe care trebuie să o dau eu publicului ca și necesar. Și vă rog frumos să-mi faceți o televiziune publică, una pentru copii, două pentru știri, două pentru alea. Cine le vociferează? Consiliul Coordonator Audiovizualului. Ziceți, domnule, cum vor lucra oamenii peste 3 ani. Trebuie să fie liber. Apropo de content străin, asta a fost tema mea dureroasă pe parcursul bunii părți a carierei mele de ziarist. Fiindcă eu nu doar de televiziune vreau să vorbesc, toată viața mea am făcut ziare. Și mi se părea nedrept strigător la cer. De exemplu, făceam un jurnal de Chișinău care era considerat un ziar bun, de fapt cel mai bun la un moment dat era, și nici de cum noi nu puteam concura cu Consomovskaya Pravda, de exemplu. Unii spuneau, păi bine, vezi că este ziar de limba rusă. Nu este adevărat. Eu le spuneam, băieți, pot concura cu oricine, dar să concurăm cu șanse egale. Când vii tu cu un produs foarte bun rusesc, cunoscut, speculat pe sentimentele de nostalgie și ai aici tiraj foarte mare, nu înseamnă că noi facem un ziar prost. Ziarele rusești locale care se făceau cu forțe proprii erau sub pe jumătate din tirajul jurnalului de Chișinău. Iată cât de mult eu sunt de acord cu Ion că dacă ar fi să facă toate mijloacele mass media efortul ăsta de a acoperi întreg spațiul cu produs autohton, cred că s-ar mișca lucrurile și calitatea ar deveni alta. Și oamenii ar trebui să-și schimbe un pic optica în ceea ce privește modul cum percep acest produs autohton pe care îl facem noi. Să nu mai plece urechea la Komsomolskaya Pravda, dar să îi intereseze ce se întâmplă în Republica Moldova, să înceapă să aprecieze, să se informeze din surse. Da, Ion, apropo, se mai păstrează aceste două definiții, produs autohton și produs propriu, că e o confuzie acolo. Produs propriu e nu știu ce poți să cumperi un film sau cam asta este, da? E produs propriu ăsta, dacă produsul propriu este contentul pe care îl cumperi din străinătate. Pentru faptul că ai plătit bani, deja se consideră că este produsul tău. Deși, iarăși, dacă revenim la noțiunea de proprietate, ca termen strict juridic, ceea ce îți oferă acest contract este dreptul de a dispune de această drept intelectual pe o anumită perioadă scurtă de timp. Deci un contract de drepturi de autor îți permite să-l difuzezi
De două ori. Deci o dată și a doua oară foarte repede în 24 de ore pentru că se consideră doar o singură difuzare. Uh-huh. Și asta este dreptul de proprietate pe o perioadă foarte scurtă, dar asta nu dă drept de posesie. Deci asta nu este proprietatea mea, eu nu sunt proprietar. Eu sunt proprietar a mărfii pe care eu o produc. Dacă am făcut un film documentar, este al meu. Fabricația mea. Da, exact. Și eu cred că asta este produsul propriu. Asta este. Dar cum e în lume? În lume, cu definițiile astea. Eu nu cred că oamenii au probleme de genul ăsta cu produs autohton și nu știu care. Eu nu cred că oamenii își pun problema asta în general. Nici o televiziune nu-i preia de la altă televiziune produsul. Asta este... Nu știu, ce spunea, cred că oamenii și-ar ieși de minți dacă ne-ar auzi discutând acum. Dar problema este că noi nu avem o lege care ar proteja spațiul nostru audiovizual. Noi suntem la interferența două culturi. Cultura română și cultura rusă. Și datorită avantajului că noi cunoaștem ambele limbi, noi trebuie să suportăm aceste interferențe. Dar trebuie să existe lege foarte clar. Eu nu sunt de acord cu Vitale că în Moldova nu trebuie să existe Consomolska Pravda să vină. Dar trebuie să existe un cadru regulatoriu. Trebuie să fie o regulă. Există întotdeauna în economie ceea ce se numește baraj. Faceți, domnule, o lege care să spună foarte clar care sunt condițiile de acces pe piață. Ioan, dar voi să precizez. Poftim că în Somuscă e Pravda să vină, dar să vină ziarul făcut la Moscova, așa cum eu la Bonn sau la Londra. Văd ziarul din Germania, da, văd bildul la Londra, dar nu văd bildul de la Londra cu un insert englezesc acolo. Asta cred că ăștia și-ar face cruci cu coanele mâini. Eu n-am zis că n-ar trebui să existe că în Somuscă e Pravda. Eu am făcut apel la oameni să știe, să citească și altceva. Pe lângă faptul că mai citesc și cam s-a mai scăpat. Corect. Dar imaginați-vă că noi măcar nici nu discutăm despre dumping pe piață. Dar oamenii ăștia vin cu tehnologii pe care noi nu le avem. Și cu finanțări. Corect, oamenii ăștia vin și ne impun nouă să lucrăm în niște condiții pe care noi nu le putem permite. Asta este, de fapt, politică colonială, dacă am fi să spunem politic corect. Eu zic că mai curând este cu politică proastă decât colonială. Politică, colonială este în raport cu noi, dar ceea ce facem noi este o politică proastă. Politică proastă a noastră aici, dar eu zic că politică care se manifestă asupra noastră este politică colonială, care noi acceptăm. Adică cam politicul. Ne apropiem de sfârșit. Aș vrea să vă mai arăt o secvență video. Probabil că știți că eu am o rubrică mai nouă, se numește Dodor Așa. E consacrat-o și eu dedic lui Dodon cu toate realitățile din Rusia, din Uniunea Vamală. Văd că acum au lăsat-o parcă mai moale, dar oricum încolo vrea să ne ducă. De obicei, în prima parte arăt aceste filmulețe, dar fiindcă acum suntem într-un format de presă, cred că se potrivește. Vreau să vă spun că ceea ce o să vedem, mie mi se pare halucinant. Cineva a filmat un cortegiu de mașini care zice că este al lui Putin. Confirmare directă nu există. Deci nu putem pune mâna în foc. Dar ceea ce o să vedem, vă asigur, o să vă impresioneze. Să vedem filmul. E adevărat, un pic am dat viteză mai mare, fiindcă atunci trebuia să stăm 2 minute 30, cât 3 minute durează, dar merită să vezi 3 minute cum curg aceste mașini. Din punctul meu de vedere este impresionant, nu știu ce vor să demonstreze rușii, măreția pe care de fapt o jinduiesc, dar conștientizează că nu o au sau vor să demonstreze cu dânsul. Cu ei nimeni nu se pune.
Păi asupra rușilor are mare efect. Efectul ăsta se reflectă în procentul de admirație față de Putin, care iată lângă peste 80 sau nu știu. Îi impresionează cumva și pe străini? Ați auzit probabil că Putin a fost recunoscut iarăși omul anului de Time? Și nu știu câta oară. Deci toate astea au efect. Tot ce rusesc trebuie să fie mare și mult. Da. E bancul realitatea cu topoarele rusești cumpărate de suedezi prin secolul XVIII, început de secolul XIX, în cantități enorme, după care era vândută în calitate de lamă. Da, era. Eu vreau să vă amintesc altceva. Amintiți-vă Dostoevski în romanul Idiot. Idiotul. Acolo este descris felul în care un funcționar rus este dependent de caleașca pe care îi dă statul. Pentru că asta îi permite, îi creează anumit statut social și așa mai departe. Deci în Rusia încă s-a păstrat chestia asta. Numai că acum e mașina la scară. Cum e mașina la scară, da. Deci toată funcționărimea rusă și în Rusia este birocrație foarte mare. El îi depind și îi jinduiesc ca să aibă un automobil la scară. Șoferul care, eu nu știu dacă ați văzut tot ritualul ăsta, dar nu e ca la noi. Deci șoferul este obligat să iasă din mașină, să deschidă portiera, omul se așează, ăsta îi închide, trebuie să existe un anumit volum a muzicii care se dă în salon și mai departe. Nu, există un ritual, există la modul serios. Deci oamenii ăștia... Sunt transportate corpuri. Da, birocrații ăștia îi țin foarte mult la statutul pe care l-au, iar faptul că are o mașină de serviciu deja are, contează o chestie și mai departe. Iar Putin are întotdeauna un dacă o fi adevărat, nu știu. Deși eu știu că în Moscova Putin traversează orașul cu elicopterul, nu vine la lucru. Că ai noștri politicieni încearcă să imite asemenea comportamente. Se au două mașini, dacă una se strică. Da. Și amante două, probabil, și tot așa mai departe. Și altă problemă, pentru că asemenea lucruri necesită cheltuieli. Nu știu dacă poporul care votează ratingul lui Putin se gândește la asta, ori acolo probabil de acum nu mai duc contul la nimic. Țineți minte, prin anii 2012, probabil, când unul din liderii noștri era prim-ministru, s-a dus la Moscova, s-a întâlnit cu Putin și a venit acasă și a început să implementeze asemenea categorii de întâlniri cu miniștri. Da? Îi chema la dânsul birou, presa cu camerele respective și respectivul ministru raporta șefului ca atare și șeful asculta cum face și Putin tot ritualul ăsta și la urmă îi dădea drumul, adică ori ești liber, ori te popesc. Vreau să spun că iată, stilul ăsta ar fi bine de implementat aici în Republica Moldova. Adevărat că atunci mass media l-a pur și simplu l-a desfințat pe respectivul prim-ministru care era pilat. Ne-am apropiat de sfârșitul acestor discuții. Tradiționalele trageri de concluzii, câte un minut pentru fiecare, Constantin Chianu. Eu aș vrea să reiterez, cum zic. Nu, cum spunea Vasile Grozavă pe timpuri, să reiterez încă o dată. Da. Că ne aflăm într-un punct istoric de tranziție, în care trecutul cu viitorul se intersectează în mod dramatic și avem foarte multe de făcut până la situația din țările democratice este foarte mult de parcurs, dar numai dacă am început în sfârșit să facem pașii ăștia. Eu cred că dacă noi am scăpat astăzi, când ne-am maturizat pe noi drama asta legată de guvernanții noștri, eu cred că ne-a învățat ceva în minte și pe noi, intelectuale, și poporul nostru. De acum încolo, eu cred că noi suntem un pic alții și am alege altfel, noi jurnaliști am scrie altfel și am face măcar un mic pas spre adevărata democrație și libertate.
Valeriu Zahărneanu. Da, eu sper să remediem lucrurile. De ce vorbim noi despre mass media și salut această ședință a cabinetului dedicată acestui lucru, fiindcă dacă mediile, așa cum se întâmplă și cum constatăm noi, se transformă din instituții media autentice, ele devin instituții de dezinformare. Și lucrul ăsta este foarte grav, fiindcă ele atentează la corectitudinea opiniei publice și la suveranitatea cetățeanului care, odată la 4 ani, vine și dă votul. Prin votul lui suveran, el își determine, de fapt, calitatea vieții lui. Dacă o dă bandiților, o să aibă o societate de bandiți. Dacă o dă oamenilor corecți, este posibil să trăiască altfel. Val, de mult vreau să fac o remarcă, numai cu dăm voie. E foarte bună deviza ta, lumină, mai multă lumină, dar e spusă de Goethe pe patul de moarte. Da, este adevărat și eu cred că știe multă lume că Goethe se presupune, nici asta nu este demonstrat, am citit la Eugen Lungu, că nici asta nu este demonstrat, că a spus chiar Goethe, i se atribuie cel puțin, ca multe alte lucruri se atribuie unor oameni. Da, eu cred că ultimul lucru pe care o să-l spunem și noi... Omul dorea să moară cu lumânare. Vitalie Călugăreanu. Să nu spunem, stingeți lumina. Nu știu, eu aș face mai degrabă, cred că, un apel la colegii noștri de breaslă să gândească, măcar acum, în al 12-lea ceas, că această meserie nu este pentru a manipula societatea, să-și reevalueze încă o dată acțiunile pe care le-au comis și să se gândească foarte bine ce au de gând să facă mai departe, pentru că eu sunt convins că nu au de gând, mai ales cei tineri, să iasă la pensie la instituțiile omului care dirigează astăzi lucrurile în Republica Moldova. Să se gândească, să tragă concluziile de rigoare și eu aștept și sper că va veni ziua când voi dori să fiu solidar cu breasla jurnalistică. Și că va veni ziua când ei vor răspunde în fața zeului jurnalismului. Da. Până atunci, îndemnul meu este să se cureți. Corect, asta vreau să spun și eu. Breasla noastră jurnalistică are nevoie să se reabiliteze. Jurnalistica noastră are nevoie, iarăși, de legi și de principii noi. Iar aceste principii va trebui să le gândească o instituție sau un număr de instituții care își asumă rolul definitoriu în jurnalistică și să facă ceea ce ar trebui să facă. Jurnalistica, din păcate, se transformă într-o profesie social periculoasă în Republica Moldova. Din păcate. După sondaje sociologice, n-ai zice. Tu zici să ne curățim, dar noi suntem pe locul 2 după biserică. Vă mulțumesc mult pentru discuții. Discuții consistente, sper eu. Ne revedem joia viitoare. Sunt Val Butnaru, chiar dacă colegul meu, Constantin Chianu, spunea de Goethe, care a spus pe patul de moarte lumină, mai multă lumină. Rămân la ideea asta, fiindcă noi suntem pe patul de moarte lumină, mai multă lumină.